am ieșit afară și faza e că... Acum vine Sanda. Merg să-mi beau cafea la un după masa, deci groaznic. Am un orar foarte groaznic aici. O să mă obișnuiesc foarte rău. Și scopii pe aici din cartier, vine Sanda și nici nu mă vede, știi? Adică presupun că îmi scrie pe WhatsApp și nici nu mă vede. Dar totuși, hai să vedem ce se întâmplă cu Sanda, nu? Și eu e cald și eu cred că o să mă răcesc, pentru că ziua e foarte cald și noaptea e foarte frig. Din greșeală te-am sunat. Nu, din greșeală te-am sunat, nu. Suntem la cafea la Flamingo, e chiar foarte drăguț aici, chiar de când am mai fost la Flamingo, restaurat ăștia și-au făcut terasa ei. O restaurant, nu? Da, limba mea română. Și foarte cald afară și pe seară știu că o să fie foarte frig. Eu deja sunt răgușită pentru că cuvântul este reamenajat, spune Sanda. Mă rog, ăsta este cuvântul, mă înțelegeți voi. Deja sunt răgușită pentru că mă tem că o să mă răcesc, că aici noaptea e foarte frig și ziua e cald. Dar nu contează, eu sunt bine. Aici avem casa Iurca de Călinești, pe altă parte a Sighetului, unde chiar n-am fost... Chiar n-am fost de mult timp, n-am trecut pe aici. Și faza e că mă plimb aici din greșeală. Adică nu e că am dat așa o tură mai ciudată. Acum merg, plec în Sarasău, plec să mă văd cu verișoara mea din Portugalia iarăși. Și Sanda strigă după mine. Și merg să-mi văd bunica și să vedem ce mai e pe acolo. Să mă filmez și în Sarasău, chiar dacă nu e mare lucru să vedeți în Sarasău. Deci chiar nu... Poate să vorbim biserica din seara sau atât, deci nu, chiar nu aveți mare lucru să vedeți. Dar oricum, vă iau cu mine toate chestiile pe care le fac. Tocmai am făcut un clip în direct pe Facebook, deci n-am transmis niciodată un live pe Facebook și foarte tare. M-am distrat, o să mai fac și mai diseară, cred că un live pe Facebook, deci stau aici în stația autobus și așteptau să merg în seara sau. Și am zis, hai să fac și eu un live pe Facebook, că n-am făcut în viața mea și chiar m-am distrat și o să, cred că a fost scurt, dar o să fac mai diseară altul. Am ajuns în Sarasău și cred că m-am dat jos rău în stație, adică mai mult ca sigur că m-am dat jos rău în stație, pentru că trebuia să mă dau la penultima stație din Sarasău și m-am dat la ultima, n-am idee. Dar oricum nu nimica, că eu nu cunosc capătul satului din Sarasău, chiar nu cunosc, nu am fost eu aici prea mult timp. Bine, că am fost aseară așa cu mașina să dau o tură, să văd unde trebuie să mă opresc astăzi, dar tot nu m-am lămurit. Așa că am de mers pe jos... Cred că o stație autobus înapoi, dar stațiile autobus aici sunt la 5 minute de mers pe jos, deci chiar sunt foarte aproape, nu știu de ce le-a făcut așa. Adică sunt la capătul satului și văd biserica de la mijlocul satului. Nu-i foarte departe. Și să uit un nene aici la mie că mă filmez. Bine, în seara sau chiar sigur nu se filmează nimeni pe stradă, ca și mie. Și cam atât, ce să zic, acum o să ajung să văd pe Varmea, care stă la capătul satului și după aia o să merg să văd pe bunica care stă în mijlocul satului și să vedem ce o să iasă. E foarte cald afară și nu au trotuar ăștia în seara sau. Bine, au trotuar, stai așa. Începe să fie trotuar. Hai că mă dau jos pe trotuar. Doamne, ce rutos la chestia asta. Da, merg pe trotuar. Ajutor, nu știu unde e casa lui Varmea, deci n-am fost de atât timp aici încât... Chiar nu mai știu. Ori ea e acolo în drum și mă așteaptă. De fapt, nu mă așteaptă, că... Mă tură pe jos. Cred că ea e. Am ajuns la Varmea și îmi dă de mâncare. Toată lumea care mă duc la casele lor îmi dau de mâncare, că mă văd tare slabă, săraca de mie. Și cam atât am găsit până la urmă casa ei. Trebuia să mă dau jos o stație înainte, exact cum era plănuit. Dar bine că n-am făcut-o, că mă dădeam jos o stație înainte și mergeam în sens invers. Și nu mai găseam niciodată pe Varmea. Și cam atâta, dacă mai târziu poate o să o filmez pe bunica așa, fără să-și dea seama, poate nu. Și vă mai iau cu mine. Sunt în Sarasău, sunt la verișoara mea, nu am făcut chestii interesante, chiar nu ai ce să faci interesant în Sarasău. Dacă nu ai ce să faci nimic interesant în Sighet, imaginează-ți în Sarasău. Mori. Mori. Zice vorba meu, mori. Singura chestie interesantă. Cred că am să merg acasă, mâine am să merg să văd pe bunica, că astăzi deja e târziu. Ce să vă mai spun, a fost o zi foarte călduroasă, eu am stat închisă în casă, n-am făcut mare brânză decât să stau în povești cu ei. Și cam atât, chiar astăzi poate fac ceva spre seară și vă arăt în vlog, dacă nu, nu. Astăzi a fost o zi mai bine. Am venit aici, am vorbit cu ei, am
Eu am petrecut momente frumoase, așa, momente în familie, dar n-am făcut activități interesante, ca să vă arăt vouă. Am făcut un live pe Facebook. Chiar a fost foarte interesant, primul meu live din viața mea. Și o să mai fac live-uri, că am prins gustul. Am ajuns în Sighet, deja începe să facă întuneric, e decât 9 seara, dacă nu mă înșel. Și, bine, 9, cred că e 8, 8 jumate, 9. Și deja e întuneric, merg și eu acasă, n-am făcut chestii interesante astăzi. O să, nu știu. Am ieșit iară cu Sanda. Ce? Că am ieșit iară cu Sanda, că n-am cu cine să ies, săraca de mine. Și na, trebuie să stai. O să-mi iau o palmă imediat aici, dacă mai vorbesc așa. Dar cu cine povestești? Dar de ce ai primit voie? Cu cine povestești? Ieșim la cafea, iarăși, bine, că e târziu, e după masă, e, da, e, nu contează. E ok, Sanda s-a îmbrăcat foarte sexy, ce-i drept. Borca, dacă te uiți la videoclipul ăsta, să vezi că este Sanda. Și să te abonezi la canalul meu, numai pentru că este Sanda, așa, și Bianca și Borca, amândoi. Și... da, cred că mi-o scris, da, mi-a lăsat un comentariu pe Facebook. Așa, și cam atâta. Milenie, să respir, ca să vedeți ce chef de viață îmi dă mie România asta. Am fost să-mi cumpăr un covric cu vișine, cum îmi place mie, dar nu mai era. Așa că mi-am luat unul cu ciocolată, Sanda și-a luat un covric dog. Adică un covric cu un frankfurt înăuntru, nu cum se numește, crembuș, nu? Și acum, pentru prima oară în viața mea, o să merg la Lidl, că n-am fost niciodată în 23 de ani pe care i-am eu. Deci astăzi, 26, e astăzi? 26 august, o să calc pentru prima oară în viața mea. Nu știu ce dată e astăzi, deci chiar nu știu niciuna. O să calc pentru prima oară în viața mea într-un Lidl și o să văd ce se întâmplă. Chiar am spus că dacă mă întreabă cineva până acum ce ne-ai făcut în viața ta, n-am fost într-un Lidl. Acum nu o să mai pot să spun chestia asta. Mereu treceam pe lângă Lidl și nu treceam niciodată. Deci nu intram niciodată în Lidl, chiar nu aveam interes. Ziceam, hai că e o chestie ce nu am făcut niciodată. Și acum o să intru în Lidl să vedem dacă îmi cumpăr ceva și găsesc ceva interesant. Suntem la Lidl și este o caută enormă. Deci, ia uitați, pentru ce am cumpărat eu, ciocolată, chipsuri și o să mai iau și un suc. O să trebuie să stăm la o caută foarte mare, dar asta este. Pentru prima oară când intru în Lidl, nu ar trebui să mă plâng chiar deloc.